Revenim și astăzi cu un subiect de interes și anume evoluția pieței imobiliare din ultimele luni și o să facem un rezumat cu cele mai importante știri și informații care au apărut pentru luna mai și pentru luna iunie. Începem cu un tabel care prezintă dinamica tranzacțiilor imobiliare pentru mai-iunie 2022, în care vedem principalele județe din țară și tranzacțiile în fiecare dintre ele. Salut, Dan, cum ți se pare această imagine și care ar fi concluzia preliminară pe care am putea să o tragem de aici? În primul și în primul rând trebuie să punem în context aceste date. Numărul de tranzacții din luna iunie este similar cu cel din luna aprilie, unde și acolo am avut o scădere, dar comparat cu luna mai vedem mult roșu. Și per total, pentru toate județele din țară, vedem o scădere cu 18% față de luna precedentă. Este îngrijorător dacă ne uităm la acest tabel, dar trebuie să luăm în considerare că urmează și o perioadă de concedii și poate că multă lume deja a plecat în concedii și nu prea se fac tranzacții în luna iunie, dar vom monitoriza acești indicatori. Sunt datele publicate de Institutul Național de Statistică. Vom monitoriza aceste date în continuare și să vedem cum vor evolua pe viitor. Dar haideți să ne uităm puțin, Cosmin, peste două județe din extreme, Alba Iulia și Covasna. În Alba Iulia vedem că avem o creștere cu 32%, iar în Covasna o scădere cu 40%. Și mă uit pe un grafic de pe imobiliare.ro cu prețurile din Alba Iulia, zona centrală, sau cel puțin zona pe care am identificat-o eu ca fiind centrală. Am vizitat Alba Iulia și cred că aceasta este zona centrală. Vedem apartament cu 3 camere, aranjat, nu la ultimul etaj, 74 de metri pătrați, aproape 80.000 de euro. Și un apartament cu 4 camere, tot așa în zona centrală, duplex, cred că are și garaj, din câte am reținut, 115.000 de euro. Cum ți se par prețurile acestea? Se par mai accesibile ca cele pe care le cunoaștem noi din București. Vrem să spunem aici că am făcut această selecție cu două orașe sau două județe care apăreau la extreme pe roșu și pe verde, adică cele mai multe tranzacții în creștere, respectiv scăderea cea mai mare. Dacă ne uităm în medie pe tabelul precedent, vedem că totalul este negativ la nivel de țară, atât pe terenuri cât și pe imobile, la fel și pe principalele orașe, București, Cluj, Iași, Timișoara, avem tranzacții în scădere. Și o să vedem pe slide-ul următor, inclusiv pentru Covasna, în orașul Sfântu Gheorghe. La fel, în zona centrală, două apartamente, unul de 3 și unul de 4 camere, cu prețuri de 85.000, respectiv 160.000 de euro. Prețurile acestea un pic mai mari decât cele din Alba Iulia, nu sunt la nivel de București sau de Cluj ca și preț, dar prețul pe metru pătrat, dacă ne uităm, este peste 1200 de euro, ceea ce este destul de semnificativ dacă îl comparăm cu puterea de cumpărare a locuitorilor din orașul respectiv. Și mai departe să ne uităm pe alte date statistice, având în vedere discuțiile pe care le-am văzut prin comentarii. Am comparat dinamica de ipoteci cu dinamica de tranzacții și pe luna mai, dar și pe luna iunie. Vedem, în luna mai au fost 64.000 de tranzacții, în luna iunie 52.000 de tranzacții, cu un total de ipoteci în mai de 26.000 față de un total de 21.000 de ipoteci în luna iunie. Ceea ce este de remarcat aici este că mai mult de jumătate din aceste tranzacții s-au făcut cu bani cash. Ne uităm și la nivel de orașe și vedem în București 12.000 de tranzacții în luna mai și doar 7.000 de ipoteci. În luna iunie în București 10.000 de tranzacții, 6.400 de ipoteci. Practic, doar 60% din imobile sunt achiziționate cu credit ipotecar. Și referitor la Cluj, unde am văzut discuții, doar 1000 de ipoteci la 3000 de imobile tranzacționate. Practic, 60-70% din totalul de tranzacții din Cluj se fac cu cash. Iată, în luna iunie, jumătate din tranzacții s-au făcut cu credit ipotecar, deci îi dăm dreptate urmăritorului nostru care spunea că sunt foarte multe tranzacții efectuate cu cash în Cluj. Conform datelor statistice, mai mult de 50% din tranzacții în Cluj se fac cu cash. Vedem că orașul Cluj este cumva atipic față de medie și de celelalte orașe importante din țară. Dacă ne uităm pe București la luna iunie, dar și pe Iași, Timișoara, vedem o medie cam de 60-65% ipoteci versus tranzacții, ceea ce înseamnă că doar 30-35% se fac cu numerar. Aici pot fi și oarecare diferențe, pentru că vedem în anumite cazuri, cum este la Brăila, număr de ipoteci pe mai mai mari decât număr de tranzacții. Asta cred că ține de modul de raportare. Când sunt înregistrate tranzacțiile și ipotecile pot trece de pe o lună pe alta și atunci apar aceste anomalii, dar vedem imaginea pe medie, cam aceasta este 50, 60, 65% sunt ipoteci, iar diferența de 30%, să spunem, la nivel de țară sunt tranzacții prin numerar. Și având în vedere că nu sunt atât de multe tranzacții făcute cu credit ipotecar, înseamnă că aceste creșteri de dobânzi pe care le vedem afișate aici nu balansează atât de tare în prețul locuințelor. Vedem că IRCC a ajuns la un maxim de 5,16, iar Robor crește în continuare până la un 6,79 pe 8 iulie. Într-adevăr, românii parcă achiziționează foarte multe locuințe cu bani cash. Sincer, și eu personal, în cazul în care aș dori și mă uit în această piață, și eu în cazul în care aș achiziționa o astfel de locuință, aș achiziționa tot cu bani cash. Cosmin, având în vedere aceste ultime date pe care le vedem în luna iulie pentru luna iunie, ești de părere că vor coborî prețurile în piața imobiliară? Cred că dobânda de referință va avea un rol important. Dacă ne uităm până la urmă pe medie, în majoritatea orașelor mari, totuși ipotecile predomină. Creșterea aceasta de dobânzi nu influențează doar ratele pe care le plătim către bănci, ci erodează și din puterea de cumpărare, pentru că odată cu inflația cresc și prețurile, iar o dobândă mai mare la bancă erodează și din profitul companiilor, care poate genera mai departe și un șomaj sau dezechilibre economice. Deci, din știrile pe care le avem până acum, în următoarele trimestre nu văd o evoluție pozitivă în general în economie, iar dacă economia nu merge bine, nu cred nici că piața imobiliară poate evolua într-un sens pozitiv, mai ales că cam toate celelalte clase de active s-au deteriorat în ultima vreme, cum arătam și în alte episoade, dacă vorbim de zona de acțiuni sau zona de cripto, acestea deja s-au corectat și nu cred că zona de imobiliare poate avea un trend mult diferit pentru o perioadă lungă de timp. Ne uităm și peste alte date statistice care s-au publicat de curând, și anume indicele imobiliare.ro. Vedem că la nivel de țară avem un minus 0,3, deci practic au rămas la fel ca în luna mai. Însă avem o oarecare corecție mai importantă pe Cluj, unde prețurile au scăzut cu 1,4%, dar acest 1,4% vine după o creștere de, atenție, 24,5%. În Brașov vedem o creștere semnificativă de 1,7%, după o creștere de la an la an de 19,3%, iar în București, unde piața pare în acest moment cea mai echilibrată, pare chiar subevaluată comparativ cu celelalte orașe, vedem o creștere de 0,8% cu o creștere de la an la an de doar 15,5%. Dar trebuie să ne gândim și la faptul, piața din București o cunoaștem cel mai bine, trebuie să ne gândim și la faptul că în jurul Bucureștiului și în zonele din periferie s-au construit foarte multe apartamente al căror preț este scăzut și probabil că aceste apartamente duc media în jos, deoarece prețul pe metru pătrat în zonele clasice, în zonele centrale, unde sunt blocuri vechi, a ajuns la valori destul de mari, peste 2000 de euro pe metru pătrat, aș putea să spun. Însă, iată, există foarte mult cash în piață în continuare, ceea ce mă duce cu gândul la o scădere, la o eventuală scădere destul de mică dacă va veni în viitor, adică nu m-aș aștepta să scadă cel puțin prețurile din București cu mai mult de 10-20% în următorii 2 ani. Uităm pe aceste grafice, vedem că în București pe ultimele 12 luni este creșterea cea mai mică, unul din motivele pe care l-ai spus și tu mai devreme poate fi această localizare a construcțiilor noi la marginea orașului, unde avem o infrastructură deficitară și accesul către centru e mai greoi, de aici și prețurile mai mici care trag media în jos. Iar cea mai mare creștere este cea din Cluj, aproape 25% în ultimul an. Vedem prețul pe metru pătrat peste 2400 de euro, cel mai mare din aceste grafice, și la nivel de țară cred că și Clujul este cel mai scump oraș. Rămâne de văzut cum vor evolua în perioada următoare. Trendul încă este unul crescător dacă ne uităm pe ultimii ani și vom analiza în continuare aceste știri care influențează piața și vom vedea în lunile de vară și mai ales din trimestrul 3 din toamnă cum va impacta această creștere de dobânzi piața imobiliară și cum vor evolua prețurile în continuare. Mulțumim celor care ne urmăresc, ne revedem în episoadele următoare, pe curând!